Concordia Chiajna a învins pe teren propriu cu scorul de 3-1 pe Astra Giurgiu într-un meci din etapa a 10-a Ligii 1, în care a revenit după ce a fost condusă cu 1-0. Golurile învingătorilor au fost marcate de Wellington, Purece și Crețu dintr-un penalti în minutul 79. Pentru Astra a înscris în minutul 14 Cristescu. Daniel Isăil a recunoscut superioritatea adversarilor, criticând jucătorii pentru atitudinea din acest meci. Extrem de supărat, e clar, am fost nici fără drept de apel, astăzi nu am nimic de comentat. Noi, practic, astăzi am jucat decât 15 minute. Ne-am crezut dinainte învingători. Am crezut că dacă am deschis scorul și simpla noastră prezență în teren e suficient ca să și obținem cele 3 puncte. Fotbalul te pedepsește. Important e ca băieții să înțeleagă că fără muncă, fără atitudine, e greu să obții rezultate și să faci performanță. După această înfrângere, finanțatorul Astrei și-a criticat din nou echipa, amenințându-i cu o amendă de 25%. Mulți au spus că sunt preexigent, dar echipa nu merge, nu are niciun orizont. E o echipă fără bancă tehnică. Vreau să convoc o adunare generală a acționarilor pentru că felul în care se comportă echipa este o rușine. Vreau să văd dacă este permis, conform regulamentului, să amendez pe toți cu 25%, a mai spus Ioan Nicolae, patronul Astrei Giurgiu. Pe 20 octombrie, Astra Giurgiu va întâlni acasă echipa Dinamo București într-un meci contând pentru etapa 11-a din Liga 1 la fotbal.